Întrebarea foarte dură, nu mi-am pus această problemă, care este cercetătoarea monografistă preferată. E Marcela Focșa. N-apare foarte mult în fundul. Doar menționată de mine. Și îmi place și Lena Constant. Dar îmi place Marcela Focșa din interviurile făcute de domnul profesor Zoltan Roștaș. Altfel n-am cunoscut-o decât din interviuri. Și Lena Constantă pentru curajul și nesupunerea și independența ei. Chiar pentru agresivitatea, faptul că era dracu. Cu mulți. Da, subiecte privilegiate și metodologie e foarte important și da, subiectele privilegiate, de fapt, le spuneți frumos privilegiate. Eu le-am spus subiecte pe care le considerau alții ca potrivite pentru femei, womanly. Da. Familia, industria casnică, zonele acestea. Și e adevărat că și Stahl consideră că anumite întrebări, anumite probleme, cum le numește el, pot fi tratate mult mai ușor de către femei decât de către bărbați și sunt mai interesante pentru femei decât pentru bărbați, dar și bărbații puneau întrebările dificile. Chiar le pun, da, pe unele dintre întrebări le puneau și bărbații. Dar nu erau la fel de interesant, nu era la fel de interesant pentru ei. Era mai curând soft sociologii, nu era hard sociologii. Sociologia familiei era mai curând soft, industria casnică mai curând soft, potrivită pentru o femeie. De aia și a ajuns până la urmă multe dintre aceste femei la școala de asistență socială, nu la Universitatea din București ca profesoare. Asta e, și asta este important. Ce s-a întâmplat cu ele, carierele lor profesionale, după ce au terminat, mă rog, zona de monografie. Eu voiam să te întreb treaba asta cu cercetătoarele cărora le-ai spus că pe care le-ai pierdut și n-ai mai avut nici măcar numele mic și nu s-a întâmplat lucrul ăsta și pentru că nu au mai publicat. Mă gândesc că dacă au publicat un articol și au renunțat și eu știu sau au de familie și de soci sau integrat așa în viața casnică, dacă ai scris un articol, două articole, trei articole, sigur că te mai consemnează nimeni nicăieri. Da, da, e există o explicație. Da, da, cu siguranță este o explicație, dar este și întrebarea de ce n-au mai publicat, de ce multe dintre femei și au fost foarte multe, n-au publicat și dintre acele 10 de femei au publicat doar câteva. Din diverse motive. Unele n-au fost interesate, dar altele, de pildă, ca Elvira, iată că și eu, Georgescu și Maria Negreanu, ele au fost foarte interesate, au vrut să facă foarte multe lucruri și ele n-apar ca autoare aici. Apar în poveștile mele și în poveștile lui Stahl. Doar două secunde.